Romanian Basic Course, Volume 3, Lesson 37, Lecția 37, Introducerea gramaticii noi. Studentul a dat camaradului lecția. Studentul i-a dat lecția. A dat studentul camaradului lecția? Da, el i-a dat lecția. Nu, el nu i-a dat lecția. A spus studentul camaradului ceva? Da, el i-a spus ceva. Nu, el nu i-a spus nimic. A răspuns studentul profesorului? Da, el i-a răspuns. Nu, el nu i-a răspuns. A spus studentul camarazilor ceva? Da, el le-a spus ceva. Nu, el nu le-a spus nimic. A răspuns studentul profesorilor? Da, el le-a răspuns. Nu, el nu le-a răspuns. Ți-a dat camaradul țigări? Da, el mi-a dat țigări. Nu, el nu mi-a dat țigări. Ți-a răspuns profesorul? Da, el mi-a răspuns. Nu, el nu mi-a răspuns. V-a dat camaradul țigări? Da, el ne-a dat țigări. Nu, el nu ne-a dat țigări. V-a explicat profesorul lecția? Da, el ne-a explicat lecția. Nu, el nu ne-a explicat lecția. Ți-a dat camaradul țigări? Sau dumitale ți-a dat camaradul țigări? Da, el mi-a dat țigări. Sau el mi-a dat mie țigări. Cui a dat camaradul țigări? El mi-a dat mie țigări. Cui a răspuns profesorul? El mi-a răspuns mie. Cui îi place orașul Monterey? Mie. Dar camaradului? Și lui. Dar soției lui? Și ei. Cui e frig? Mie mi-e frig. Cui e frig? Lui e frig. Dumitale ți-e frig? Da, și mie mi-e frig. Cui a explicat profesorul lecția? Nouă. Profesorul v-a explicat dumneavoastră lecția? Da, el ne-a explicat nouă lecția. Dar lor? Și lor. Cui îi trebuie bani? Nouă. Dumitale îți trebuie bani? Da, și mie îmi trebuie bani. Dialog. Aurel Vlaicu discută cu un prieten, Vasile Lupu, despre cumpărăturile pe care le-au făcut după ce au sosit în America. Lupu, văd că port haine americane. Când le-ai cumpărat? Vlaicu, le-am cumpărat imediat după ce am sosit în America. De unde ai avut bani? Un cumnat de-al meu mi-a trimis niște bani. Ce fel de costum ai cumpărat prima dată? Am cumpărat două costume. Costumul acesta albastru și... O haină de sport cu pantalon gri. Adevărat, cum știi? Te-am văzut la nunta fetei doamnei Bejan. Îmi pare rău, însă nu te-am văzut. Am cumpărat și niște cravate. N-ai cumpărat și niște cămăși? Foarte multe. Lucrez într-un birou și trebuie să schimb cămașa de două ori pe zi. Ce fel de pantofi ai cumpărat? Pantofi negri, ciorapi albaștri, verzi și galbeni. Ce ai cumpărat soției dumitale? Ei i-am cumpărat o roiche și o pălărie. Dar copiilor? Lor le-am cumpărat niște ghete. Dar pentru iarnă? Paltoane și pardesiuri. Ai fost aviator în armata română. Ți-a plăcut uniforma? Mi-a plăcut uniforma, însă nu mi-a plăcut să port chipiu sau bonetă. De ce nu? Pentru că a trebuit să salut tot timpul. Și nu ți-a plăcut să saluți? Prefer să nu discut despre asta. Please repeat the following. Vă rog să repetați. Lupu, văd că porți haine americane. Când le-ai cumpărat? Vlaicu, le-am cumpărat imediat după ce am sosit în America. De unde ai avut bani? Un cumnat de-al meu mi-a trimis niște bani. Ce fel de costum ai cumpărat prima dată?
Am cumpărat două costume. Costumul acesta albastru și... O haină de sport cu pantalon gri. Adevărat. Cum știi? Te-am văzut la nunta fetei doamnei Bejan. Îmi pare rău, însă nu te-am văzut. Am cumpărat și niște cravate. N-ai cumpărat și niște cămăși? Foarte multe. Lucrez într-un birou și trebuie să schimb cămașa de două ori pe zi. Ce fel de pantofi ai cumpărat? Pantofi negri, ciorapi albaștri, verzi și galbeni. Ce ai cumpărat soției dumitale? Ei am cumpărat o roichie și o pălărie. Dar copiilor? Lor le-am cumpărat niște ghete. Dar pentru iarnă? Paltoane și pardesiuri. Ai fost aviator în armata română. Ți-a plăcut uniforma? Mi-a plăcut uniforma, însă nu mi-a plăcut să port chipiu sau bonetă. De ce nu? Pentru că a trebuit să salut tot timpul. Și nu ți-a plăcut să saluți? Prefer să nu discut despre asta acum. Exerciții gramaticale. Ei, ce i-a dat profesorul studentului? Profesorul i-a dat studentului o carte. Profesorul nu i-a dat studentului nimic. I-a cumpărat studentul o cafea camaradului? Da, studentul i-a cumpărat o cafea camaradului. Nu, studentul nu i-a cumpărat o cafea camaradului. Ți-a scris camaradul din România? Da, mi-a scris. Nu, nu mi-a scris nimic. Ți-a explicat profesorul lecția? Da, profesorul mi-a explicat lecția. Nu, profesorul nu mi-a explicat lecția. Ți-a adus profesoara cartea?
Da, profesoara mi-a adus cartea. Nu, profesoara nu mi-a adus cartea. Le-a trimis camaradul bani părinților din România? Da, camaradul le-a trimis bani părinților din România. Nu. Camaradul nu le-a trimis bani părinților din România. Le-a cumpărat studentul flori fetelor? Da, studentul le-a cumpărat flori fetelor. Nu, studentul nu le-a cumpărat flori fetelor. V-a salutat soldatul? Da, soldatul ne-a salutat. Nu, soldatul nu ne-a salutat. V-a oferit profesorul o țigară? Da, profesorul ne-a oferit o țigară. Nu, profesorul nu ne-a oferit o țigară. B. I-a ajutat Mitică domnului Costică să taie iarba? Da, Mitică i-a ajutat domnului Costică să taie iarba. Nu, Mitică nu i-a ajutat domnului Costică să taie iarba. I-a arătat Costică casa nouă domnului Georgescu? Da, Costică i-a arătat domnului Georgescu casa nouă. Nu, Costică nu i-a arătat domnului Georgescu casa nouă. I-a încasat cecul domnului Ionescu? Da, i-am încasat cecul domnului Ionescu. Nu, nu i-am încasat cecul domnului Ionescu. I-ai condus automobilul domnului Pop? Da, i-am condus automobilul domnului Pop. Nu,
Nu i-am condus automobilul domnului Pop. I-au cerut studenții bani camaradului? Da, studenții i-au cerut bani camaradului. Nu, studenții nu i-au cerut bani camaradului. I-au scris studenții profesorului? Da, studenții i-au scris profesorului. Nu, studenții nu i-au scris profesorului. I-ați servit cu mâncare românească? Da, i-am servit cu mâncare românească. Nu, nu i-am servit cu mâncare românească. I-ați invitat acasă pe prietenii dumneavoastră? Da, i-am invitat acasă pe prietenii noștri. Nu, nu i-am invitat acasă pe prietenii noștri. Si, le-a dat studentul bani camaraților? Da, studentul le-a dat bani camaraților. Nu, studentul nu le-a dat bani camaraților. Le-a explicat profesorul lecția studenților? Da, profesorul le-a explicat lecția. Nu, profesorul nu le-a explicat lecția. Le-ai arătat studenților harta României? Da, le-am arătat studenților harta României. Nu, nu le-am arătat studenților harta României. Le-ai trimis părinților dumitale bani? Da, le-am trimis bani. Nu, nu le-am trimis bani. Le-au dat studenții lucru la casă profesorilor? Da, studenții le-au dat profesorilor lucru la casă. Nu, studenții nu le-au dat profesorilor lucru la casă.
Le-au cumpărat studenții o cafea profesorilor? Da, studenții le-au cumpărat profesorilor o cafea. Nu, studenții nu le-au cumpărat profesorilor o cafea. Le-ați cerut bani camarazilor? Da, le-am cerut bani camarazilor. Nu, nu le-am cerut bani camarazilor. Le-ați chemat la telefon pe fetele doamnei Pop? Da. Le-am chemat la telefon pe fetele doamnei Pop. Nu, nu le-am chemat la telefon pe fetele doamnei Pop. D. Mi-ai dat cartea de limba română? Da, ți-am dat cartea de limba română. Nu, nu ți-am dat cartea de limba română. Mi-ai răspuns la scrisoare? Da, ți-am răspuns la scrisoare. Nu, nu ți-am răspuns la scrisoare. Mi-ai trimis banii? Da, ți-am trimis banii. Nu, nu ți-am trimis banii. I. Cui îi explică profesorul lecția? Mie. Cui i-a explicat profesorul lecția? Lui. Cui îi va explica profesorul lecția? Ei. Cui e frig? Nouă. Cui a fost frig? Lor. Cui îi va fi frig? Dumitale. Cui îi trebuie bani? Mie și ei. Cui i-a trebuit bani? Ei și lui. Cui îi va trebui bani? Nouă și lor. Cui îi vinzi automobilul? Lor. Cui i-ai vândut automobilul? Ei. Cui îi vei vinde automobilul? Dumitale. Exerciții gramaticale suplimentare. Ei. Ce ai dat camaradului?
Ce ai scris fetei? Ce ai spus fetei în scrisoare? Ce ți-a răspuns? I-ai explicat cum înveți românește? I-ai scris des? Ți-a răspuns des? Cine ți-a explicat lecția? Cine ți-a adus lecția în clasă? Cine ți-a arătat tablourile? Cine v-a cumpărat cafea? Cine v-a vândut cafea și țigări? Ce ți-a comandat ofițerul? De obicei faci ce îți comandă ofițerul? Cine te-a întrebat în clasă? Cui ai răspuns? Pe cine întrebi când nu știi răspunsul? Cine ți-a explicat gramatica? Cine i-a explicat camaradului gramatica? Cui i-ai scris despre școală? Cui i-ai spus ce faci aici? Cui i-ai arătat orașul? Cui i-ai cumpărat cafea? B. Studentul răspunde cu expresiile mie, dumitale, lui, ei, etc. Cui i-ai dat țigări? Cui i-a mulțumit el? Cui i-ai explicat gramatica? Cui i-a vândut vânzătorul un automobil rău? Cui i-a cerut vânzătorul $1,000 pentru un automobil vechi? Cui i-ai spus că vremea este urâtă aici? End of lesson 37A. Romanian Basic Course, lesson 37B. Narrative. Bucate de citire. Când am venit în America, am avut haine din România. Cine s-a uitat la mine a văzut imediat că nu sunt american, așa că m-am dus la prăvălie să cumpăr haine noi. N-am vrut să mă duc singur să fac cumpărături, pentru că n-am știut bine englezește și n-am cunoscut prețurile. Un prieten al meu, care a fost marinar înainte, mi-a spus că el cunoaște niște prăvălii bune și ieftine, în care vânzătorii sunt cinstiți. A spus că vine cu mine. I-am mulțumit pentru asta. Am intrat într-o prăvălie mare pe strada principală. Un vânzător a venit și ne-a salutat, apoi ne-a întrebat ce dorim.
I-am spus că vreau două costume, unul gri pentru zilele de lucru și o haină de sport cu pantaloni albaștri pentru celelalte zile. I-am spus de asemenea că sunt pentru mine. Atunci, el mi-a arătat mai multe costume, unele prea mari, altele prea mici. Însă, până la urmă, am găsit unul tocmai cum îmi place mie. L-am întrebat pe vânzător cât costă. El mi-a răspuns că hainele costă numai 89 de dolari. Dacă vrei să fii domn, trebuie să plătești. Am cumpărat 4 cămăși albe și cravate care merg bine cu costumele. Am cumpărat o haină gri de sport cu niște pantaloni verzi, o cămașă galbenă și o cravată roșie. Acum sunt sigur că se uită lumea la mine. Pentru că am avut un palton în România, n-a trebuit să mai cumpăr unul. În august nu este încă frig, așa că am cumpărat numai un pardesiu. Am cumpărat hainele, i-am plătit vânzătorului și după ce am ajuns acasă, repede am schimbat hainele. Am fost alt om. Nimeni nu s-a mai uitat la mine ca la un străin. Toată lumea a crezut că sunt artist de la Hollywood. Întrebări. Ce fel de haine ai avut când ai venit din România? A știut lumea că ești străin? Ce ai făcut atunci? Te-ai dus singur să faci cumpărături? Ce a fost prietenul dumitale înainte? Crezi că toți vânzătorii sunt cinstiți? I-ai mulțumit pentru că a vrut să te ajute? Ce fel de costume ai cumpărat? Cât ți-a spus că este prețul costumului? Cât crezi că face un costum bun? Ai cumpărat ghete, ciorap sau altceva? De ce n-ai cumpărat palton? Ce ai cumpărat în caz că plouă sau bate vântul? Unde ai schimbat hainele? Ce crede lumea când te vede în hainele de sport? Application hour. Teme pentru ora de aplicație. Fiecare student spune ce costume are și ce haine are. Un student spune cum se duce și face cumpărături. Un student căsătorit spune cum face el cumpărături cu soția lui. Un student întreabă pe altul ce fel de haine îi trebuie în statul lui. Translate into English. Te tradus în englezește. Dar soției, ce i-ai cumpărat? Dacă îi cumpăr tot ce vrea ea, rămân om sărac. I-am cumpărat 2 rochii și 2 pălării. Asta-i destul pentru ea. Copiilor nu le trebuie nimic? Ba da, știi cum sunt copiii. Lor le trebuie ghete la fiecare 2 luni. Dacă nu le rup, rămân prea mici pentru ei. Ce fel de haine îți trebuie iarna? Fiecare trebuie să poarte palton, iar când bate vântul, toamna și primăvara, pardesiu. Îmi pare bine că nu este ca în România. Ți-aduce aminte că a trebuit să purtăm chitiu la liceu și număr pe haină? Da, au fost alte timpuri. Glume. O femeie a intrat într-o prăvălie de haine și a cerut vânzătorului să-i arate niște pălării și niște roichii. Ea le-a încercat pe toate și după câtva timp vânzătorul a întrebat-o. Pe care vreți să o cumpărați? Nu vreau să cumpăr nimic, a spus ea. Aștept numai să se oprească ploaia. 2 copii stau de vorbă într-o cameră. Cred că avem musafiri astăzi, a spus unul din ei. De ce? L-a întrebat celălalt. Pentru că mama a râs de gluma pe care a spus-o tata, i-a răspuns primul. Proverb. Nu-i frumos ce-i frumos, e frumos ce-ți place. Homework.
Teme acasă. Întrebări. Cum faci cumpărătorii? Cine îți trimite bani dacă nu ai destui? Ce fel de uniformă porți? Ai haine de sport? Ce haine civile ai? Câte pălării ai? De câte ori pe săptămână schimbi cămașa? De câte ori pe săptămână schimbi ciorapii? Ce poartă femeile? Cine ți-a spus că cursul de limba română este ușor? Cine ți-a explicat lecția? Cine ți-a scris scrisori? Cine ți-a vândut automobilul? Ce ți-a cântat orchestra când ai fost la restaurant? Ce v-a arătat profesorul în prima zi de școală? Translate into English, de tradus în englezește. După ce au făcut toate cumpărăturile, s-au dus într-o altă prăvălie ca să cumpere ceva copiilor. Acolo ei au văzut niște chipie foarte drăguțe cum poartă pompierii. Ei le-au cumpărat, le-au adus acasă și le-au dat copiilor. Lor le-au plăcut chipiile. Când le dai copiilor ceva, ei întotdeauna se bucură. Vă rog să scrieți o compoziție despre hainele pe care le am acasă și unde le țin. Vă rog să fiți pregătiți să vorbiți cam 2 minute despre ce port eu când mă duc în oraș. Vocabulary, vocabular, idiomatic expressions, expresii idiomatice. Ei și, a face cumpărături, haină de sport. Vocabulary, vocabular, aviator, aviatori, bonetă, bonete, chipiu, chipie, ciorap, ciorapi, costum, costume, cravată, cravate, cumnat, cumnați, cumnată, cumnate, cumpărătură, cumpărături, gheată, ghete, gri, marinar, marinari, palton, paltoane, pantaloni, pardesiu, pardesiuri, pălărie, pălării, rochie, rochii, universitate, universități. Verbs, verbe. A prefera, prefer, preferat. A saluta, salut, salutat. A schimba, schimb, schimbat. A trimite, trimit, trimis. This is the end of lesson 37.